În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Cernici părinți concelebranți, dragi tineri, iubiți credincioși! Săptămâna aceasta am avut sărbătoarea tuturor sfinților și ziua tuturor credincioșilor răposați. O chemare a Bisericii pentru a privi la cei care au ajuns în fericirea cerului, dar și o privire spre cei care așteaptă în locul de purificare pentru a se ridica apoi la cer. Toată săptămâna și inclusiv această zi este o invitație prin lecturile pe care le vom asculta să ne gândim la viața de dincolo, să ne gândim că viața noastră este trecătoare pe acest pământ, dar dincolo ne așteaptă o înviere, pentru că Dumnezeu, așa cum vom auzi în textele sfinte, Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, dar al celor vii. Și în această asigurare noi ne unim și astăzi în rugăciune pentru a ne ruga într-un chip special pentru tinerii răposați din acest an. Morți și tinerii, și facem o datorie de solidaritate creștină pentru a-i recomanda pe toți milostivirii lui Dumnezeu. O facem într-un chip deosebit pentru o tânără care în acest an, membru a corului, Monica, a fost chemată de Domnul. Ne unim în rugăciune pentru a o recomanda milostivirii lui Dumnezeu. Sfânta Biserică în această perioadă de la 1 până la 8 noiembrie este generoasă. Ne invită să vizităm fie cimitirile, fie bisericile parohiale. Considerând că astăzi ați venit aici în biserica parohială, puteți să dobândiți indulgența plenară care se acordă în condițiile în care suntem spovediți, ne împărtășim și la sfârșit vom recita rugăciunile după intenția Sfântului Părinte Papa. O indulgență plenară înseamnă iertarea tuturor pedepsilor datorate păcatelor iertate și putem aplica această indulgență unui suflet din purgator. Să ne îndeplinim și această misiune creștină, dragoste creștină față de răposații noștri. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Mărirei în cerul lui Dumnezeu. Dumnezeule atotputernic și îndurător, înlătură cu bunătate tot ceea ce ne stă împotrivă, pentru ca eliberați de orice povară trupească și sufletească, să te putem sluji cu toată libertatea, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Cartea a doua a Macabeilor. În zilele acelea s-a întâmplat că 7 frați cu mama lor au fost prinși de rege și obligați, fiind bătuți cu biciul și cu vâna de bou, să mănânce carne de porc care era interzisă de lege. Unul dintre ei s-a făcut purtător de cuvânt și a spus așa: ce vrei să întrebi și ce vrei să afli de la noi? Suntem gata să murim decât să încălcăm legile părintești. După aceea, ajungând la ultima suflare, a zis: tu, nemernicule, ne scoți din viața prezentă, dar regele lumii ne va ridica la învierea vieții veșnice pe noi, care murim pentru legile sale. După acesta a fost chinuit cel de-al treilea. Când i s-a cerut să scoată limba, a scos-o repede și a întins cu curaj mâinile și a zis cu demnitate: din cer le-am primit și pentru legile lui le disprețuiesc. De la el sper că le voi dobândi din nou, așa încât însuși regele și cei care erau cu el au fost uimiți de curajul tânărului, pentru care suferințele nu însemnau parcă nimic. După ce acesta a trecut din viață, tot la el l-au torturat în chinuri pe al patrulea. Când era să se sfârșească, a vorbit astfel: este de dorit să treci din viață prin mâinile oamenilor, când aștepți speranța de la Dumnezeu că vei fi înviat iarăși de el. Dar pentru tine nu va fi înviere spre viață. Cuvântul Domnului. Thank you.
Domnul să vă întărească în orice faptă și cuvânt bun. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni. Fraților, însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin har mângâiere veșnică și o bună speranță, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice faptă și cuvânt bun. În rest, fraților, rugați-vă pentru noi, ca să se răspândească cuvântul Domnului și să fie glorificat la fel ca la voi și să fim mântuiți de oamenii rătăciți și răi, căci nu toți au credință. Dar Domnul este credincios. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Suntem convinși în Domnul cu privire la voi că faceți și veți face ceea ce v-am poruncit. Domnul să îndrepte inimile voastre spre iubirea lui Dumnezeu și spre perseverența lui Hristos. Cuvântul Domnului. Iisus Hristos este primul născut dintre cei morți, Lui să-i fie gloria și puterea în vecii vecilor. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp au venit la Iisus unii dintre saducei, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat: Învățătorule, Moise a scris, dacă cineva are un frate căsătorit care moare fără să aibă copii, fratele lui să ia femeia și să ridice urmași fratelui său. Erau deci 7 frați. Primul, luându-și soție, a murit fără copii. Cel de-al doilea și cel de-al treilea au luat-o de soție. Și toți cei 7 au murit și nu au lăsat copii. În cele din urmă a murit și femeia. Așadar, la înviere, căruia dintre ei îi va fi soție femeia? Pentru că toți 7 au avut-o de soție. Iisus le-a răspuns: Fiii lumii acesteia se însoară și se mărită, însă cei considerați vrednici să dobândească lumea cealaltă și învierea din morți nu se vor însura și nici nu se vor mărita, pentru că nu mai pot de acum să moară. Sunt asemenea îngerilor și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Iar că morții învie, o arată și Moise în relatarea despre rug, când îl numește pe Domnul Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Dumnezeu nu este al celor morți, ci al celor vii,
întrucât toți trăiesc pentru El. Cuvântul Domnului. Dragi tineri, iubiți credincioși, anul liturgic este pe terminate. Peste două săptămâni, cu solemnitatea lui Hristos Rege, se încheie anul liturgic, iar Biserica, în pedagogia ei, are grijă ca pe parcursul unui an să ne pună în fața ochilor diferitele momente din viața lui Hristos, dar în același timp etape din viața noastră, care să ne determine să fim mai bine ancorați în credință și mai ales să trăim cu mult realism viața aceasta. De aceea nu putem uita de un element important, final, din viața noastră, că totul se termină odată, că va veni odată moartea. În general, nu ne place să ne gândim la moarte sau ne gândim cu oarecare teamă. Cu atât mai mult, poate, voi, dragi tineri, nu vă puneți problema că moartea va veni în curând. Însă, odată la catehismul mic, era o întrebare: câte lucruri sunt, care sunt lucrurile de pe urmă ale omului? Și răspunsul era clar, 4 puncte, cele 4 lucruri de pe urmă ale omului sunt moartea, judecata, iadul și paradisul. Aproape că le-am uitat să le mai considerăm, pentru că în iureșul acestei veți apar alte probleme, dar ne trezim de multe ori nepregătiți, poate, în a înfrunta moartea unui drag din familiile noastre sau unui prieten, a unui cunoscut. Poate rămânem indiferenți de multe ori la tragediile care se întâmplă și sunt atâtea în lume, cu mii și zeci de mii de morți, dar ceea ce trebuie să facem este ca noi să ne încadrăm în această invitație a Bisericii de a privi această realitate care ne privește cu mult realism. Moartea, într-adevăr, va veni. Dar ceea ce ne spune liturgia de astăzi, că există și o înviere. Noi nu suntem pe acest pământ ca la sfârșit să fim nimiciți, ci totdeauna avem o dorință după ceva mai bun, după ceva care să fie diferit de ceea ce am trăit pe acest pământ. Și Dumnezeu a pregătit acest lucru pentru că este născut în natura noastră să căutăm pe Dumnezeu, să ne îndreptăm spre fericire. Chiar dacă de multe ori există un faliment în căutarea fericirii pe acest pământ, totuși privirile se îndreaptă spre Dumnezeu, care este Dumnezeul celor vii, nu al celor morți. Avem exemplu frumos al fraților Macabei, care, așa cum ați notat fiecare, în momentul în care își apăra identitatea și fidelitatea față de legea mozaică, nu trea și o speranță că se va întâlni cu Dumnezeul cel viu, că vor fi înviați. Avem și acest exemplu din Evanghelie, de fapt o cursă întinsă lui Iisus, cu un exemplu foarte stupid, adus de secta saduceilor, care negau învierea morților. Existau și farizeii care susțineau, deși poate trăiau, lăsau de dorit în modul în care trăiau acest adevăr, dar această secțiune religioasă din viața poporului evreu, saducei, au venit cu un exemplu de prost gust la Iisus și Iisus nu intră la mănunte și nu coboară la nivelul lor, ci merge direct la obiect, arătând că există o diferență în modul nostru de a gândi pe pământ și realitatea din cer, și că cei 7 presupuși bărbați care s-au căsătorit rând pe rând și n-au lăsat urmași,
cum vor proceda în cele din urmă. Dar Iisus spune că acolo în cer nu există nici oameni care se căsătoresc, dar există o altă formă de viață, viață transfigurată, un alt raport între cei care au fost pe acest pământ. Și de aici avem și noi această credință că dacă pe acest pământ am fost cu într-o oarecare relație cu semenii noștri, cu părinții noștri, cu surorile, frații noștri care au trecut dincolo, atunci când îi vom revedea, nu va fi după modul nostru material de a gândi sau de a pipăi lucrurile, totul va fi transfigurat, totul va fi lumină, totul va fi frumos. O altă sferă pe care noi, într-adevăr, nu o putem înțelege, pentru că ne întrece puterea noastră de a gândi, dar există pentru că ne asigură și Iisus, dar și Evanghelia, spunând foarte clar că Dumnezeu a promis aceste lucruri și că dacă morții învie, vă arată chiar recurgând la cartea lui Moise, care îl numește pe Dumnezeu, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac. Dumnezeul nu este al celor morți, ci al celor vii, întrucât toți trăiesc pentru El. Iată o realitate pe care noi trebuie să, de la care trebuie să primim un pic de optimism. Chiar dacă în această săptămână am fost invitați să vizităm cimitirile sau să ne rugăm pentru cei răposați, totuși o viziune pozitivă, o viziune plină de optimism este aceea care vine din asigurarea învierii, de care toți vor avea parte. Toți cei care au trăit pe acest pământ și s-au întors în casa Tatălui, într-o bună zi vor învia. Vor învia cu un trup glorios și vor fi cu adevărat fericiți. Aș vrea să vă invit totuși să ne cufundăm un pic în această tematică care poate ne scapă de multe ori și nu este o ocazie potrivită de a vorbi despre moarte sau despre realitatea morții decât cu ocazia mormântărilor. Este bine să reflectăm și să considerăm că face parte din viața noastră și că datoria pe care o avem de a ne ruga pentru cei răposați are o bază, are și un fundament creștin. La intrarea într-un cimitir stă scris, s-a scris pe o lozincă: ceea ce veți fi voi, noi suntem acum. Cine uită de noi, se uită pe sine însuși. Cu alte cuvinte, cei care au mers înaintea noastră au fost ca noi, dar ceea ce sunt ei, noi nu suntem încă, de aceea nu este bine să-i uităm pe cei răposați, pentru că, cum spune acest dicton, cine uită de noi, adică de cei răposați, se uită pe sine însuși. Și de aceea, tocmai acest gând de a trăi și de a face din preocupările noastre și gândul că într-o bună zi va trebui să ne prezentăm la poarta cerului și acolo ni se va cere biletul de intrare și de aceea moartea ne face bine ca să ne orânduim bine viața pe pământ. Este util să reflectăm mereu uneori asupra morții noastre pentru că necunoscând nici ziua, nici ceasul, ne amintim cât de scurt este timpul nostru pe acest pământ. Și atunci poate învățăm mai mult, fiind un timp scurt, să putem iubi mai frumos, să putem fi mai generoși, să putem ispăși păcatele, greșelile noastre. Și apoi trebuie să ne amintim mereu că ceea ce este important este ca viața să fie trăită bine. Nu irosind viața, energiile, dar să investim toate energiile într-o viață bine orânduită, bine trăită. Atunci când ne gândim la realitatea pe care au trăit-o strămoșii noștri, care au mers înaintea noastră sau care ne așteaptă pe noi, este bine să avem și un pic de seninătate și ne invită un cântăreț italian, un preot, autor și interpret, David Truoldo,
care spune într-un cântec următoarele cuvinte. Să-i nu-i numim pe ai noștri morți, deoarece sunt mai vii decât cei vii și ne sunt mai aproape și prezenți și ne văd de dincolo. Să-i chemăm mai curând cei care ne-au precedat și care ne așteaptă și pe noi la întâlnirea cu Domnul. Cuvinte, sigur, care trebuie să ne solidarizeze într-un fel cu cei care ne-au precedat, care au mers înaintea noastră. Și este bine ca să existe această preocupare în rugăciunile noastre, ca în fiecare zi să ne rugăm, dacă avem părinți răposați, rude, cunoscuți, binefăcători, în general, mai spunem noi, pentru cei care, de care nimeni nu-și mai aduce aminte, câți mor fără să aibă pe cineva, câți mor fără să aibă ultimile sacramente, câți părăsesc această lume în anonimat, părăsiți de toți. Și datoria noastră creștină este atunci să ne unim în rugăciune, așa cum o facem la această liturghie, pentru a ne ruga pentru toți tinerii care în acest an, într-o parte sau alta a diecezii din parohiile noastre, dar și în lume, au plecat din rândul nostru. Viața noastră trebuie să ne amintim că este un continuu a muri. În fiecare zi, noi murim câte puțin și ne îndreptăm spre veșnicie. Și atunci, mai mult decât să ne temem de moarte, trebuie să învățăm să trăim bine, să trăim așa fel încât să nu ne fie teamă la sfârșitul vieții. Un proverb arab spune că atunci când noi ne naștem, noi plângem și cei din jurul nostru râd. Și spune, este mai bine ca la sfârșit cei care râdeau la nașterea noastră să plângă, iar noi să fim cu zâmbetul pe buze. Este paradoxul vieții, sigur, toți plângem, sau copiii care plâng în timp ce părinții nașii se bucură la o cumătrie. Dar vine momentul în care cei care râdeau poate plâng, iar noi să fim pregătiți să avem acest zâmbet pe buze, pentru dacă suntem într-adevăr alimentați de credință și că nu facem din moarte o tragedie. Tragedia este atunci când, într-adevăr, am falimentat viața, atunci când nu am știut să trăim creștinește și atunci ne cuprinde groaza ce vom face înaintea judecății lui Dumnezeu, ce vom răspunde pentru faptele noastre, ce răspuns vom da judecătorului nostru asupra diferitelor întrebări pe care ni le va adresa. Dragi tineri, spun aceste lucruri nu pentru a introduce un sentiment, poate de neliniște sau de preocupare, dar de realism sănătos, pentru că trăim în această lume și suntem mereu cufundați în mijlocul problemelor și nu știm ce ne așteaptă ziua de mâine, nu știm ce așteaptă pe cei din jurul nostru, iar noi trebuie să fim cu picioarele pe pământ atunci. Dacă este să luăm ceea ce vedem astăzi în jurul nostru și cum se comportă oamenii, într-adevăr, asistăm, spunem noi, de multe ori auzim de această cultură a morții. O cultură a morții care, într-adevăr, poate să aducă multă disperare sau multă neîncredere, o formă, poate, străină de a înfrunta această problemă care este moartea. Asistăm de multe ori la aceste încercări ale guvernanților de a legifera moartea. Dau legi când trebuie să mori, când trebuie să te naști. Este trist că atunci când este o problemă atât de importantă, încearcă politica să rezolve problema. Dar dacă ne îndreptăm și spre lumea filozofilor, și aceștia încearcă să prezinte o viziune de multe ori deformată asupra morții. Poeții încearcă să o cânte, uneori poate îndulcind tonul,
dar sunt și din aceia care cu prost gust fac o scamatorie din moarte. Ne gândim la Halloween sau ne gândim la cele hoteluri Dracula cu tot felul de scene macabre care nu au nimic de a face cu viziunea corectă asupra morții. Și departe de acest mod de a trata problemele din sfera noastră de viață, iată, Biserica ne invită atunci să privim la această realitate care este obligatorie pentru noi. Trebuie să trecem prin moarte, dar nu moartea va fi ultimul cuvânt, ci învierea morților. Că există o înviere, ne-o asigură Iisus, El a înviat din morți, a învins moartea și ne asigură că așa cum Fiul lui Dumnezeu a înviat din morți și noi vom învia la fel. Și noi vom avea aceeași soartă. Tocmai acest gând să ne însuflețească și să ne însoțească mereu pentru a putea orândui viața noastră în mod corect, pentru a o trăi în mod corect. Să ne rugăm așadar pentru noi, dar ne rugăm la această liturghie într-un mod deosebit, așa cum v-am invitat, pentru tineri, o solidaritate normală și o recomandăm milostivirii lui Dumnezeu pe această tânără, pe care de multe ori poate nu solistă, dar a cântat la acest cor, ridicându-și glasul spre a-L preamări pe Dumnezeu. Și îmi place să fac această asemănare. Totdeauna ceea ce a spus Papa Emerit, Benedict al XVI-lea, la moartea Sfântului Ioan Paul al II-lea, parafrazez, poate acum Monica ne privește de la poarta cerului spre noi aici și este unită în rugăciune, în cântare de laudă și de mulțumire, dar în același timp și de recunoștință pentru marea milostivire a lui Dumnezeu cu care ne însoțește și pe care o arată pentru fiecare dintre noi. Dar mai ales implorăm această milostivire din belșug asupra celor pentru care noi suntem datori a ne ruga în aceste zile. Amin. Și acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de-a dreapta și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, să ne deschidem inimile pline de speranță în viața de după moarte
și să ne rugăm împreună spunând: Dumnezeul celor vii, ascultă-ne! Să ne rugăm pentru biserica din întreaga lume, să creeze mereu un climat familial în care oamenii să întâlnească iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu. Să ne rugăm! Dumnezeul celor vii, ascultă-ne! Să ne rugăm pentru părinții noștri, Dumnezeu să-i binecuvânteze cu sănătate și liniște sufletească, pentru că s-au îngrijit și se îngrijesc de noi, iar nouă să ne ofere puterea să îi respectăm și să îi iubim necondiționat. Dumnezeul celor vii, ascultă-ne! Să ne rugăm pentru mai multă credință în noi, să putem găsi în divinitate motivul bucuriilor, rezolvarea problemelor, împlinirea dorințelor, tăria zilnică de a merge înainte. Dumnezeul celor vii, ascultă-ne! Să ne rugăm pentru a aprecia viața în esența ei. Fiecare zi este o binecuvântare. Să avem curajul să ne simțim binecuvântați în orice zi. Dumnezeul celor vii, ascultă-ne! Să ne rugăm pentru o moarte bună. Să nu se instaleze teamă în noi, dar să trăim convinși că totul se întâmplă cu un scop, iar fericirea noastră, a fiecăruia, este scopul acestei vieți și mai ales a celei veșnice. Celor vii, ascultă-ne! Să ne rugăm pentru toți tinerii care nu mai sunt printre noi, cei de care ne amintim și cei uitați. Sufletele lor să fie motiv de bucurie pentru ceruri, iar cele care sunt în așteptare să vadă mângâierea lui Dumnezeu cât mai curând. Dumnezeul celor vii, ascultă-ne! Să rostim o intenție personală în gând pentru prietenii, rudele, colegii sau cunoscuții care au plecat dintre noi prea devreme pentru această lume. Doamne, gândul de a pierde viața ne face să ne temem de moarte. Ajută-ne să avem o speranță solidă în viitor pentru a trăi bine prezentul. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Caută, Doamne, cu îndurare la jertfa pe care ți-o oferim și dă-ne harul să luăm parte cu inimi pline de credință și de evlavie la pătimirea Fiului Tău pe care o celebrăm în chip tainic prin Hristos, Domnul nostru.
Domnul să fie cu voi. Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru, Iisus Hristos. El, milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și, îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar înviind din morți, ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuplețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-s, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu Preafericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorii și slujitoarele Tale tinerii pe care ai chemat la Tine din această lume. Îngăduie ca, după cum prin botez au fost uniți cu Fiul Tău într-o moarte, la fel să devină părtași de învierea Lui în ziua în care îi va ridica pe cei morți din pământ și va face trupul smereniei noastre asemenea cu trupul strălucirii Sale. Adu-ți aminte, Doamne, și de ceilalți frații noștri răposați și de toți drepții care au trecut în această lume și primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne adăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de împreună cu ei de mărirea Ta, atunci când vei șterge toată lacrima din ochii noștri, căci văzându-Te pe Tine, Dumnezeul nostru, așa cu precum ești, vom fi și pe veci asemenea Ție și Te vom lăuda fără încetare prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește, a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ne-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta,
care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Hristos, mărească-mi de viață cea veșnică. Amin. Cum sunt eu?
Să ne rugăm. Întăriți-te această hrană sfântă, îți aducem, Doamne, mulțumire și implorăm îndurarea Ta, care revărsarea Duhului Sfânt să-i păstreze statornici în dreptate pe aceia care au fost îmbrăcați cu putere de sus, prin Hristos Domnul nostru. Fraților, să ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele tuturor tinerilor, dar mai ales a răposatei Monica, pentru care răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeareși harul baptismal. Primește-ne a Ta lumină, prea drepture judecător, cu Tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Strigi către Tine, Doamne, dintr-o adâncuri strigi către Tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Dacă Te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și
ei. Hristoase, Dumnezeu, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă o greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și ce nu ne duce pe noi în ispită, și ce ne mântuiește de cel rău. Cea plină de har, Domnul este pe tine, binecuvântat ești numele Tău, și binecuvântat este rodul Duhului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezdezi pe frații noștri de Tine răposați de orice legătură a morții și să-i primești în ceața aleșilor Tăi prin Hristos Domnul nostru. Dumnezeule, Tu dispui de viața și vârsta tuturor oamenilor, Te rugăm cu umilință ca slujitoarea Ta, Monica, care s-a stins în floarea vieții, să aibă parte de o tinerețe fericită în lăcașul Tău, prin Hristos Domnul nostru. Podigna cea veșnică dărilor, Doamne! Să se odihnească în pace. Amin. Câteva anunțuri. Miercurea viitoare, 9 noiembrie, la ora 19, în aula fericitului Anton Durcovici, va avea loc un eveniment deosebit. Doamna Gabriel Cubi, renumit sociolog, autor și expert în studiul teoriei gender la nivel internațional, va ține o conferință dezbatere cu tema Revoluția sexuală și familia, distrugerea libertății în numele libertății. Vă așteptăm un număr cât mai mare, în special pe tineri. Cateheza de marți nu se va ține, ci va fi această conferință miercuri. Sâmbăta viitoare, 12 noiembrie, la ora 15, vom începe pregătirea pentru prima sfântă împărtășanie, iar la ora 16 încep repetițiile la corul de copii îngerași. Dacă mai sunt copii care doresc să se înscrie, mai au această posibilitate. Duminica viitoare, 13 noiembrie, la ora 11, va fi celebrată o liturghie solemnă cu Tedeum, în cadrul căreia se va desfășura ritualul închiderii porții sfinte, moment ce marchează încheierea anului jubiliar al milostivirii. În acest sens, pe parcursul săptămânii viitoare, ne vom ruga împreună la toate liturghiile ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate harurile primite pe parcursul acestui an. Tot duminica viitoare, la liturghia de la ora 4, va avea loc adeziunea la Asociația Studenților Catolici din Iași. De asemenea, duminica viitoare, începând cu ora 19, Centrul Diecezan Caritas Iași organizează aici, în curtea catedralei, campania Un milion de stele. La biroul parohial puteți găsi deja calendare pe mai multe formate pentru anul viitor. Mai multe detalii despre unele dintre aceste evenimente găsiți la fișier sau pe site-ul parohiei sau al episcopiei. Îi mulțumim din suflet pe Sfințitul Aurel Percă pentru că a binevoit să se unească cu noi în această rugăciune pe care am înălțat-o pentru tinerii răposați din comunitatea noastră, din comunitățile noastre, pentru ca ei să se bucure și să cânte slava în împărăția Regelui Veșnic. Mulțumim de asemenea preoților prezenți în altar, Părintele Felix, de la Oficiul pentru Pastorația Tineretului și părinților profesori Iosif și Lucian,
care sunt profesori la Facultatea de Teologie Catolică. Dumnezeu să primească rugăciunea noastră comună pentru aceste suflete tinere răposate. Și adăugăm acum o rugăciune după intenția Sfântului Părinte pentru dobândirea indulgenței plenare. Adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit. Bucătirea ta, cel ce a cerut ajutorul și milocirea ta, însubleții de o astfel de încredere, ale la tine, o Maica Fecioară a Fecioarelor, la tine vin și stau gemând înaintea ta ca un păcătos, Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi, ascultă-mă. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.